Astăzi, la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia a avut loc simulări pentru salvare în caz de incendiu și cutremur. Acțiunile s-au derulat atât pentru elevii de la clasele primare, cât și pentru cei de gimnaziu. Scopul acestei acțiuni l-a reprezentat asigurarea pregătirii unitare a elevilor și întregului personal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență. Astăzi, elevii școlii gimnaziale Lucian Grigorescu au demonstrat că știu ce să facă în cazul producerii unor astfel de evenimente. În caz de incendiu sau de cutremur, tu știi ce trebuie să faci? Da. Păi, în caz de cutremur și suntem acasă, trebuie să ne punem sub birou sau sub masă, să nu coborâm scările casei, dacă suntem pe stradă să ne îndepărtăm de case și în caz de incendiu la școală să, când auzim alarma, să ieșim afară. Ce trebuie ție în caz de incendiu sau de cutremur, știi? Trebuie să avem rucsacul de prim ajutor. Ce trebuie să conțină rucsacul de prim ajutor? O sticlă cu apă, o lanternă, un plovăr puțin mai gros, niște biscuiți și niște pansamente. Dar în caz de cutremur, ce trebuie să faci? Știi unde trebuie să te adăpostești? Eu știu. La școală trebuie să ne băgăm sub mese, acasă putem să ne băgăm sub birou sau sub tocușii și nu trebuie să ieșim pe scări pentru că scările sunt primele care se derâm. În caz de cutremur, dacă suntem acasă, trebuie să ne punem sub birou sau sub masă și dacă suntem la școală și e cutremur, trebuie să stăm sub tocușii sau sub bănci. Anterior activităților practice s-au desfășurat mai multe activități de informare preventivă cu elevii, fiind prezentat modul de comportare adecvat în cazul producerii unor situații de urgență provocate de un cutremur. Am pornit la premisa că un copil informat este și un copil salvat, un copil care știe să acționeze în situații pe care noi nu le putem prevedea, dar le putem anticipa. E vorba de situații de cutremur și de incendiu. Acțiunea aceasta a început în urmă cu o lună și jumătate. A avut mai multe etape. În mai întâi și întâi cadrele didactice au stat de vorbă și au prezentat cu tremurul și incendiul ca pe un factor care ne poate pune viața în pericol. Ei s-au adaptat cât de cât cu ideea de pericol, vizionând și filmulețe, materiale ilustrate, răspunzând întrebărilor în baza unor situații probleme prezentate de cadru didactic. Astăzi, de fapt, este evaluarea acestei activități, care, vă spun, durează de o lună și jumătate. Și a fost un lucru ușor de la sine, a venit pentru că ei erau deja informați privitor la cum trebuie să reacționeze. Au avut loc două simulări la distanță de o oră, de o oră. Prima simulare a durat 2 minute. După 2 minute, toți copiii însoțiți de cadrele didactice și personalul școlii erau în curtea școlii. Cea de-a doua simulare s-a redus la numai 1 minut. Înseamnă că am fost eficienți. Exercițiul s-a desfășurat în bune condiții, fiind atinse punct cu punct toate obiectivele propuse. Copiii și cadrele didactice au demonstrat că au dobândit informațiile necesare, astfel încât să adopte un comportament adecvat în cazul producerii unor situații de urgență în unitatea de învățământ.